Am făcut un accident și el, adică tata mea, a salvat viața. Băi, tu nu înțelegi că era să moară în seara asta? Și în fața casei ce căuta? A venit să-i mulțumească lui tata. Pentru ce? Pentru că i-a salvat viața, de-aia. Vivere, ești exmatriculat. Stai! Ce faci? Hai, du-te în casă. Și nu-ți mai face griji pentru mine, că eu mă descurc. Hai de-mă în casă, mă, că mă faci de râs, mă. E să vezi, fru, când o să afle toată lumea că băiatul tău e mâna dreapta lui ăla, Johnny, că mă, tată. Ce, mă, tată? Lasă-o să vezi tu ce. Tată, ce ai nebunit? Ce? N-am nebunit, bă, te arestez. Am un cadou pentru tine. Ia să vedem. Pentru ce? Pentru că am mai făcut să am mai mare încredere în tine. Dacă nici taică cum știe că lucrezi pentru mine. Tu ești un băiat bun. Nu spune tu mie, mă, că sunt eu un băiat bun, ai înțeles? Și știi ceva? Eu l-am drogat, mă, pe ăsta la majoratul. Eu l-am drogat, că m-am ofticat, că nu eram la fel de bun ca el. Ce fac? Îl iert pe Vlad? Poți să vezi ce s-a întâmplat? Nu știu. Nu, că ziua ta e mult mai târziu, e încolo. Poți să mă lași singur într-un loc anume, unde să nu pot vreodată să mă întorc la-i mei, dar să nu-mi iei niciodată dragostea. Șefa, dați-mi mie misiunea asta, ca să mai iau și cu ceva, că altfel înnebunesc. E periculos. Avem un coleg nou, fetelor. Cum ai scătit, mă? Talia. Vezi că nu putem să vorbim acum, că mă urmăște unul. Bă, ce faci, mă? Ce faci? Dă drumul la uzi! Dă drumul la uzi! Bă, unde te duci, mă? Bă, tanto, dă drumul la uzi! Bă, unde te duci, mă? Cristin! Neața! Ce-i plăcut? Am avut-o. Că zici, că să nu s-a dus la mine? Da. La ce de gâfâie așa? Că mă duci cu gândul în altă parte, să știi. Ha, mă, termină! Ce ai cu glumele astea? Eram prieteni, nu? Eram, bine spus. Și tu ai rămas fără prieteni? Eu am rămas fără prieteni, deci suntem doar noi doi. Așa, și ce problemă? Păi, bă, fie, mă gândeam, mie îmi plăceau foarte mult petrecerile tale, știi? Dă mâna? Nu, n-am timp de petrecere. Te-ai apucat de învățat? Trei radicali. Hai mă, termină cu asta, pe bune. Hai, zi ce vrei, că vrei tu ceva. De ce nu poți să întrebi doar așa ce faci? Nu, tu nu. Trebuie să ai un interes. Așa că zi. Auzi, mă, da, părinții tăi nu mai vin prin țară, că ți-ar cam trebui educația și asta, mai ține și din frâu. Na, nu-i nevoie. Tata câștigă meci după meci, mama se chinuie să-i cheltuie bani. Serios? Așa de mulți bani au? Da. Tăftici? Da, nu. Mă rog, nu știu. Ai mai vorbit cu Andrei? El nu a mai vrut să mai aibă de-a face cu mine, așa că... Și tu l-ai lăsat? Sper că nu dai vina pe mine, că el l-a luat-o pe unde a luat-o. Pe unde a luat-o? Nu știu. De aceea cred că tu ar trebui să vorbești cu el, pentru că mie nu a vrut să-mi spună nimic. Tot ce știu e că s-a transformat într-un om rece, frustrat, neserios. Nu degeaba la și exmatricula directul. Ioana, la cum îl cunosc eu pe Andrei? E foarte bine că tu îl cunoști. Tu să vorbești cu el. Ți-mi.
Tu realizezi că mi-am fost despărțit 9 ore? Și 10 minute. Și 11, de fapt. Timpul în care am dormit, ca să treacă timpul mai repede. Am învățat toată noaptea pentru bac. Dar m-am gândit numai la tine. Deci n-am învățat. E sigur că te descurci și cu bacul și cu jobul de la radio? Da. Da, mă descurc. Să știi că poți să vorbesc cu mama să te întâlnești la noi, prezentul în mișcă. Nu, că vreau să învăț să mă descurc singur. Și o să fie bine. Hai să nu mai vorbim despre asta. Ce faci? Vreau să te sărut. De ce? Pentru că am mată și mă doare capul dacă. Nu vine mai. Rafael? Tată, veniți și deslegați-mă unul. Ce aveți? Ați înnebunit? Tată? Te chinui degeaba. Tată, dacă nu mă dezlegi în clipa asta, mă supăr rău de tot pe tine. Tu te superi pe mine? Ha? Tată, dezleagă-mă. Tu te superi pe mine, mă, care îți vreau binele, mă? Măi, Andrei, eu îți vreau binele, mă. Tată, dezleagă-mă acum. Nu te dezleg, mă. Ce o să faci? Ce o să faci? Mă înțelege, bă, copile, mă înțelege, bă, că-ți vreau binele, mă. Mă înțelege odată, mă, Andrei, nu te încăpățâna. Tu crezi că eu sunt nebun? Tu
tu înțelegi că nu vreau să te mai văd cu Johnny ăla? Tu nu înțelegi că te distruge nemer, Nicola? Tata, ți-am mai explicat odată. Johnny îmi aranjează concerte. Asta e toată legătura mea cu el. Fugi-mă de aici. Fugi-mă cu concertele. Fugi-mă de aici. Dacă ți-am spus, tata, mama, cu Johnny înseamnă că asta este. Și te rog frumos să nu te mai bagi, că mă supăr foarte tare pe tine, da? Să nu mă mai bag? Cum să nu mă bag? A? Bă, băiatule, mă, ascultă-mă, mă, și pe mine, măcar o dată, mă! Nu o să întâmple nimic, stai liniștit. Bă, tu n-auzi, bă, nu ne ajunge câte ni s-au întâmplat, măi, Andrei, mă! Stai puțin, că n-am zis că nu vin. Dar nici n-ai zis că vin. Da, nici n-am zis că nu vin. Ai zis, vii sau nu vii? Vreau să insiști mai mult. Aoleu, iar începe. Nu, continuăm. One man, two girls, a cup of love. Serios? Ce, mă, stai, mă, că vreau să te ajut. N-ai zis tu că vrei să fii actriță? Eu să fac coloana sonoră și tu... Tu simți, da? Fii atentă, secvența de final, scena despărțirii. El pleacă și simți cum pleacă iubirea. Hai, dă și o lacrimă, vezi că ești foarte aproape. Hai. Hai. Ce, mă? Na-na-na-na-na. Nu-ți place asta? Atunci plângeam când îi vedeam împreună. Ai supărat pe mine? Nu. Ai cântat pentru Andrei. Pare rău. Nu-i nimic. Am zis că o să am răbdare și o să am. What I gotta do to make you love me? What I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me? Serios? Ce se întâmplă cu voi? Ce se întâmplă? Concertul ăsta era pentru voi. Să deveniți voi celebri. Nu? Repet, ce se întâmplă cu voi? Pune eu biciul pe Alo! Ți se pare că am chef de glume? Nu, mă scuzați. E simplu. În câteva zile e concertul. Ori ne apucăm de treabă, ori îl anulez. Nu! Nu ce? Nu ne apucăm de treabă sau nu îl anulez? Nu! Așa, păi atunci, haideți în această, facem o dată desfășurătorul ăsta, că nu mai pot, nu pot din cap. Ce faci? Bine, tu? Da, și eu la fel. Auzi, vreau să te întreb că mămacilor, noi ne-am despărțit sau am luat o pauză? Hm? Ha! V-ați despărțit! Băi, Cerel! Să moară mama, 500 de mii! S-au despărțit! Fără ce cate! Marș, mă, că-i manetră! Băi, v-ați despărțit sau nu? Păi așa se pare. Doamna, vedeți, eu am pus chiar pari. Bă, tu vezi cât e ceasul, dacă o dată mă mai faci să te aștept? Da, știu, scuze. Hai. Hai. Sara, nu ai dreptate! Serios? Dar de ce? Crezi cumva că n-aud, că nu văd sau ce, că sunt nebună? Băi, voi nu aveți tupeu să-mi spuneți că v-ați băgat și nu înțeleg de ce. Dar care de fapt e problema ta? Să lași că nu vorbeam cu tine. Da, cu cine vorbeam? Eu vorbeam cu Dima. Ok, atunci vorbești și cu mine. A, deci asta înseamnă că recunoști că v-ați băgat, nu? Iar se împurte tot în jurul tău? De ce trebuie să-ți dăm ție raportul? Pentru că vrei, nu vrei, el și-a petrecut ultimele luni cu mine! Sara! Dacă ai să dai așa să mă asculți, îți spun că nu ne-am împăcat! Încă!
Dima, atunci să știi de la mine că azi noi doi oficial ne-am despărțit. Și dacă nu ești cu minte, o să te urmăresc și o să-ți fac viața un calvar, pentru că eu sunt Sara. Bagă-mă. Plângeam când îi vedeam împreună, plângeam când îi vedeam ținându-se de mână. Hai, ce-i ce m-ați terminat? Ce-i circul ăsta? De ce se întâmplă? Ați terminat cu cearta, vă rog frumos în clasă, vreți să deveniți celebri sau nu? Hai mai repede! Ne scuzați. Plângeam când îi vedeam întâmplător, ce nu știa că plâng de dorul lor. Te descurci sau te scodești? Merge. Vezi că Gica îmi stă pe cap. Poate reușesc să-l trimiți undeva într-o deplasare, nu știu. O să văd ce pot să fac.
Ai telefonul? Pe cum să nu, ce stâmpită? Bravo. Gică? Da? Am o misiune pentru tine. Da, ziceți. O deplasare. Ne, și voi cam complicat, nu... Nu. E chiar simplu. E o treabă administrativă. Iei niște hârtii cu regim special de o parte, te duci în altă parte, poți să iei capi un concediu. Concediu era dacă mă trimiteați pe o insulă, na? Păi asta e, că pe o insulă te-și trimit. Insula Marea Brăilei. Pe bune? Da. Mi-ar prinde bine că n-am mai fost de mult la mare. Dar de când e Brăila pe malul mării? Păi nu e ce am spus eu, că e... Mă depășește. Doamne, deci noi s-o luăm altfel. Deci dacă refuz, ce se întâmplă? O să fii sancționat disciplinar. Și dacă mi-au concediu medical? Nu o să fie. Mi-au concediu medical. Păi, că nu-i nevoie. Mai bine vii tu mâine la muncă, că avem nevoie de tine. Am înțeles, așa. Șefa, e bine că ați încercat. Acum, mersi. Tu n-ai ore? Ba da. Mă scuzați. Ups, mi-a scăpat. Ce-mi faceți pe durul care spală bine? Au. Vezi că eu nu știu multe, băi, eu spar fața imediat. Vezi, eu de ăștia ca ține mâine pe pâine la micul dejun. Știam. Băi, tu... Bună, Bobby. Ce bună, Bobby? Ce bună, Bobby? Ce vrei de la mine? Stăteam singur aici și mi-ai zis bună, Bobby. De ce? De ce? Ți-am zis bună la Luca ca să-mi zici bună, Bobby? Ia vezi! Băi, fraierilor, aveți poarta acolo ce vă chiniți atâta... Paolo, fiți atenți, am ceva foarte important de spus. Eu vreau să mă distrez, deci cine-i cu mine? Cine e cu noi, zic-o! Cine e cu noi? Băi, eu chiar vorbesc serios. Păi și noi, mă, ce? Auzi, dar cum vrei? Dar vrei să te distrezi mai exact? Mă, eu m-am gândit că toți ne-am plictisit de învățat, de repetat, bla, 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 muncă, și iar muncă vine bacul, știu, dar nu ne-am mai distrat de la majoratul lui, scuze, dar chiar nu, pe bune. Și ce propui? Concret? Un party? Diseară? Băi, unde-l facem? Că noi ne băgăm. Cum adică unde-l facem, băi, băiatele, la Cristi? La Cristi. Diseară party. Bă, dar nu putem să lăsăm pe mâine seara, că mă gândeam să scot pe Iona în oraș. Înțeles. Da? Distracție plăcută atunci, da. Dar nu, noi trebuie să facem party-ul azi. Voi doi, am cablat? Putem să vorbim? E clar, bici. Ok, good luck, convinge-o că avem nevoie de voi. Da? Bine. Yeah. Nu merg cu oriunde cu tine, sariță, mi-am mâncat să-și gurița. Hai, mănâncă asta, tai din gură. Ești dulce ca cartoful ăsta. Da, mersi. Păi, dacă vrei, du-te. Nu, nu vin la Cristi. Te duci singur dacă vrei. Înțeleg că nu ai amintiri frumoase, nici eu nu am. Dar n-am zis că ce-a fost a fost. Ți-am zis că îmi pare rău, știi că îmi pare rău și am zis hai să trecem peste, hai să facem ceva, nu știu. Ce să facem? Cum? Ei, uite, mergem diseară, că nu ne obligă nimeni să bem. Stăm, nu știu, râdem, vorbim. Dacă vrei, dansăm până ne cad picioarele. Dacă vrei, mergem la 11 acasă ca să nu se supere mama ta. Dacă vrei, merge la 11 acasă să nu se supere mama ta. Pentru că e fitocilar. Acum faci mișto de mine? Nu. Chiar. Oprește-te. Nu pot. Te bat. Să te văd. Ce caută aici? Nu trebuie să fie pe centură? E ziua lor liberă. Ăsta-i hotelul? Mhm. Uh-huh. Cocioaba asta? Păi nu mai bine stăteam eu, mă. Bună, fete! Pe centură? Aer curat, iarbă frumoasă, aveam și căpușe. Da, da, aici ies mai mulți bani. Ah, am înțeles. Uh-huh. Bă, da, la ăștia cu bani le place să vină aici? Păi le place, că nu-i vede nimeni. Aha. Uh-huh.
Cam de vreme pentru alcool, nu? Ce cauți aici? Ai un strat de conștiință? Iară. De ce tu... Și tu tai gumile? De ce nu-mi dai pace? De ce nu mă lași în pace? Spune-mi și mie ce-i cu mine? Dar tu ce-i cu mine? N-am avut nimic cu tine, crede-m, a fost o greșeală, o nenorocită de greșeală. Știu că o să plătesc, o să ajung în iad pentru asta, dar acum lasă-mă. O să ajung numai la muncă dacă nu-mi dai pace, să știi. Te rog, iartă-mă. Dă-mi pace și iartă-mă, iartă-mă, iartă-mă! Cam de vreme pentru whisky, nu? Hă? Ce ciudată e viața. De ce spui asta? Acum un an eu credeam că avem un viitor împreună. Așa e. Și s-a ales praful din cauza mea, știu. Știu și recunosc și mi-asum toate greșelile, să știi, toate. Nu, și eu am greșit. Nu știu unde, dar am greșit, clar. Asta am vrut să spun. De fapt... Am vrut să spun că faptul că l-ai salvat pe Andrei mi-a demonstrat că ești un om bun și că te poți schimba. Dar atât. Adică... Între noi doi nu mai poate fi ce-a fost odată. Vrei să plec? Nu. Poți să mai stai. Pune-mi și mie un whisky mic. Te rog. Că e la noi în cartier. Ce căutăm aici, frate? Aici îl căutăm pe Cristi. Bă, tu faci mișto de noi? Ți se pare cumva că ăsta momentul sau cum? Păi, frate, pe strada asta sunt numai găini. Și cocoșul Cristi. Păi ce vrei, și-a făcut creastă? Stați, mă, că nu mai ține nimic. Ce căută? Ce parte domnul aici, frate? Zici mie. Ce, mă? Unul bio. Du-te. Bă, bio, dar dacă nu-i cu manele, eu mă duc acasă. Și eu fi cu tine, frate. Bă, da, ce căutăm aici, că nu aici stă Cristi. Păi s-a mutat. Aici? Mm-hmm. Ce, nu mă credeți? A, mă, cu mine să vă arăt, o să fie frumos, așa, pe natural. Păi, cu ce așteptăm? Să vină șeful. Ha, chiștoc. Scumieră. Dar nu putem și noi să stăm la umbră undeva, că murim aici în soare. Să luna, șeful. M-ați adus aici, m-ați avansat. Înseamnă că nu v-am dezamăgit. Deloc. Unde? Fata, du-te odată, vrei să ne bată pe toate? Ce comentezi? Du-te gândeați să te duci! Băi, la puzelești, bă! Da, Sisi! Alo! Băi, Sisi! Vecinul! Nu vă supărați! Băi, gata, mă, vă ajunge, că spargeți geamurile. Ce faci, mă? Ce cauți în casa asta? Am venit să-mi ajută mântușul. Da, dar de când ajută pe cineva? De când îmi permit, ai vreo problemă? Nu. Pe bune, ce faci aici? Trebuia să mă mut, mi-a expirat contractul de la casă și... m-a trimis mama aici până îmi trimite mai. Bă, dar cum poți să minți? Voi îl credeți? Enorm.
Cum? Bă, ia gura, mă. Ia zi tu, păpușă, că tu sigur știi ceva. Hai că avem unul deștept doi. În grup, da. Doi, bine. Bă, băiatul ăsta a avut un tată, adică nu că nu-l mai are. Nu-l are, doar că nu mai are bani. A pierdut toți banii la pariuri sportive și din cauza aceasta a fost dat afară de la club. Asta înseamnă că are un tată sărac. Deci asta înseamnă că nici Cristi nu mai are bani. Minți. Eu mint? Adică stai puțin. Nu, tu nu știai? Bă, îmi pare rău că ți-am dat eu vestea asta. Adică am vrut să mă răzbun, dar nu în halul ăsta. Hai să mergem, zic. Te-am sărat cu mine. Ce-ai fost și ce-ai ajuns? Acum să-i cânte grine. Ai fi ceva de bombă? Stai jos! Pentru cine lucrezi? Hai zi! Pentru tine, șeful, cum... Hai, nu băga groază la mine. Zi pentru cine lucrezi. Zi, mă, că vreau pentru să știu. Pentru tine, șeful, nu m-a dat tovarășul tău la tine. Eu am muncit, am făcut bani. Ce vorbești, mă? Cum ai să îmboieri cu tine? Te las noaptea acasă să te duci la copilași, să ai grijă de ei, în loc să muncești până la cot cu fetele astea. Și tu mă dai pe țeavă pe mine, mă? Nu știu, fune. Vreau să știu pentru cine lucrezi. Te omor. Tu lucrezi pentru... Cine lucrezi? Dar nici nu știu ce zici. Da? Fii bun și dă-mi gărea ta, Magia. O să afli imediat ce zic. Tu de unde știi că e Sifon? De la un tirist. Ai auzit? Ce tirist? Șeful, de să vede pe fața ei că mintea asta are ceva cu mine. Un tirist care a oprit cu tirul acolo, da? Spui? Că spun, dar ce să spun, că n-am ce să spun. Taci! O să spui. Nu pot să ne spui. Taci! Ia ține-mă. Vreau să aflu de la cine. Da. Du-mă jos la veci. Nu, vreau să aflu. Nu, stai, că vreau să aflu, Genica. Dar nu lucrez pentru el. Cornele, ce faci, mă, Cornele, mă? Cum mă face curva asta pe mine? Ce faci, mă, tâlhar, mă, trăi, mă? Ai mai vreun pom pentru mine? Bă, n-am nimic acum, mă, mâncați aici, nimic, n-am. Am eu o misiune. Vino cu aici. E? Îl știi pe alu piezării ăsta din Berceni? Eu știu, da. Veniți-mă și voi. Bă, cred că le-a mai dat cineva înainte, că... Astea negre mănâncă mult. Vin și tu să le dai? Mai am niște pâine. Dacă vrei, ți-aduc una. Mă, ce e? Nimic. Și atunci? Ia zi, care e programul pentru azi? Nu știu, zi tu. Mergem la film, na. Nu. Și atunci ne plimbăm pe parcă. Nu am poftă de vată pe băță. Vată pe băță fie. Hai. Auzi? S-ar putea să mă pușnesc cu asta. Cu ce? Cu răsfăț. Limbările zilnice, florile, dulciurile. Și ce e rău? Asta fi plăcerea mea. Dulciurile. Ah. Păi și cum rămâne cu vata pe băț? A, păi o luăm. Ok. Ieși afară. Ce-ai avut cu viața mea? Ce-ai avut cu viața mea? Mama! Nu i-am dat acasă! Chiar poliția, jur! Hai mă, chemă poliția! De ce te bagi, mă, tu, în viața mea? Zii, de ce te bagi în viața mea când oricum e distrusă, a? Bă, dar tu nu mi-ai zis tot viața mie, a? Considera că suntem kidnapped! Hai, ai grijă ce zici, că te omor, ai înțeles, te omor! Cristi,
n-am știut! N-am știut că nu știi de părinții tăi, de unde vrei să știu? Am crezut că faci mișto de noi! Îmi pare rău. N-ai știut? Nu, n-am știut. Vorbesc serios că n-ai știut? Da. Nu ți-aș fi făcut un halul ăsta dacă era. Lipsește curajul de spune ce simt. Și eu ce fac? Ce fac eu? Ce-i? Mă gândeam la Cristi, la ce-a pățit. Și îmi pare rău că... Aproape că mi-a fost milă de el. Mă adică aproape. Aproape. Ce? Crezi că am uitat toate prostiile pe care le-ai făcut? Pariu! Cum și-a bătut joc de Sofia? Și multe altele. Da, mă, dar în situațiile astea nu are rost să-l condamn. Eu chiar îl înțeleg și îmi pare rău că e greu să fii pe cont propriu. Vlad, și tu ești pe cont propriu. Și nu ți-ai bătut joc de nimeni. Îți place asta?
Și mai mișto să cântăm și în același timp să facem bungee jumping. Nu, că mi-e frică de înălțime. Nu și-am băut, mi-e frică și nu trebuia să beau, că mi-e frică de înălțime. Auzi, mă, da. Medicamentele le-am luat? Nu le-am luat. Și dacă nu le-am luat? Ba, le-am luat. Auzi, Cristi? Tu ești mișto, mă. Când vrei, când bei. Când beau. Și tu ești mișto. Când beau. Ce să zic, mersi că m-ai condus. Cu plăcere. A, dacă ți-e jenă să dai ochii cu mama, să știi că geamul ăsta se poate deschide. Ar fi bine să-mi fie jenă, dar mie mi-e frică de ancuța. Parcă văd așa cum e micuță, cum vine cu un cuțit așa și bum, în spatele meu. Dar oricum e bine de știut faza cu geamul. Da. A fost o seară frumoasă. A fost o seară frumoasă. Ești prea protocolară. Ce mă, n-am voie să zic și eu că a fost o seară frumoasă. A fost foarte mișto. Da. Mișto dedicația aia din spate. Cine a făcut-o? Andrei. De fapt, amândoi. Da. Da, așa spre voi să fie, te iubesc. Eu e în spatele dulapului. Da. Înțeleg. Ce somn? Nu, de ce? Ziceam să mă uit la un film. Dacă o să iasă o porcărie? Cum să iasă o porcărie? Punem mozzarella, uite, avem măsline verzi, prosciutto. Cum să iasă o porcărie? Vorbim de concert. Păi, te rog frumos, dă-l încolo, dar și nu-ți mai face atâtea griji. Haide. Cum să-l dau încolo de concert, Rareș? Tu te auzi? E vorba de imaginea mea până la urmă. Dacă nu se vând biletele, ce fac? Și dacă o să cadă dropul de sare? Da, am uitat că ești neam cu creangă. Voi sunteți afectați de poezie, proză și citate celebre. Știi ce? Vreau concertul ăsta să iasă foarte bine. Și pentru noi, dar mai ales pentru ei. Și o să iasă. Și apropo, vezi că le-am spus copiilor că o să mă ajut la organizare. Și nu te-am înjurat? Chipuiesc că nu. Bă, vorbi care avea cu Tanța, că mie nu răspunde nici la telefon, nici la SMS. Păi e în misiune. De unde știi tu? Că e polițist. Și eu dacă sunt polițist, unde sunt? Acasă. Bă, fiți atenți. Eu mă duc să mă culc că-s frânt. Dacă nu vine până la 12, mă trezesc să mă duc după aia, că ceva nu e în regulă. L-ați înțeles, mă? Da. Și fiți atenți să faceți gălăgie, că vă mănânc. S-o obosit. Ia de-ți mă șerutare. Știi ce? Pe asta am făcut gălăgie. Ia uite aici. Dă-i 3, 4, 5, 6. Unde, bă, că ai 2 pătrari? Mai vezi bine?
faci, mă, te distrezi? Vrei și tu? Poate altă dată. Acum am ceva de rezolvat. Ți-am dat eu voie să te așezi? Iartă-mă. Ți-am promis că aștept și am dat-o bară ca bou. Scuze, dacă vrei, plec acum. Iartă-mă, te rog. Dacă nu te speri, te rog. Ok. Te pup. Da. Liviu? Da. Ai grijă să nu dai de lângă. Dacă e ceva, țip. Da, și o să vin să te salvez. Ok, mulțumesc. Te pup. Auzi, mă? Tu știi din cauza cui am stat eu la Rahova? Bucură-te că ai ieșit. Din cauza ta, mă. Da. Din cauza ta? Te-ai lăsat prins ca un frer de cea mai prostă polițistă pe care am văzut-o vreodată. Din cauza ta, Zdreanțo. Că dacă nu veneai tu cu probă, ea n-avea cu ce să mă agațe. Înțelegi? Și acum tu ai venit să-mi ții morena, nu? Trage, bă, dacă ai sânge în instalație. Trage! O să trag. Lasă pistolul jos. Lasă pistolul jos și fă-i vânt cupciorul. Dacă nu, ce? Fii băiat deștept și lasă pistolul jos. Fii tu băiat deștept și îndreaptă spre capul ăsta și trage în glonț. Haide! Și de ce aș face-o? Tu știi din ordine cu cui te-am înjunghiat? Hai, în fața ta. Hai! Și de ce mi-ai spune abia acum dacă tu mă urmărești o săptămână? Devii băiat deștept? Din ce în ce mai deștept? Ce faci încă el? Ia-l. Nu mai pot. Mănâncă tu. Ce bine, mă, că ai adus pizza, că muream de foame. Vlad nu are nimic de mâncare în casă. Doar ceai, ceai și suc. Da, mă gândeam eu că muriți de foame aici. Te gândești mai des. Auzi, știi ce vreau să spun? Că-mi pare rău că ne-am certat așa de față cu toată lumea din cauza sare. Ba, nu-ți pare rău, știu eu. Ba, da. Ba, nu. Ba, da. Ba, nu. Ba, da. Ba, nu. Ba, da. Nu. Ba, da. Nu. Bine, mă recunosc, ok. Nu-mi pare rău. Da, totuși îmi pare rău că... A ieșit tot scandalul ăsta, așa, fără să se fi întâmplat nimic între noi. Ai fi vrut să se întâmple ceva? Nu știu. Da, tot ce știu e că în tot acest timp am reușit să te iert. Eram prea supărată să te ascult. Ai avut tot dreptul să fii supărată. Și am fost un bău. Dar nu mai sunt. Bău. Scuze. Da, Vlad. Da, mă, sunt acasă.
Bine, mă, fost să întârzi, chiar te rog. Bine, hai. Ce faci? Pleci? Nu rămâi? Păi, crede-mă, chiar aș fi vrut să rămân, dar e mai bine să plec acum. Adică, gândește-te, pe cât de repede ne-am cuplat, pe atât de repede ne-am despărțit. Și de data asta mi-aș dori să o luăm mai ușor. Ok? Ok. Bine, hai, te pupa! De ce nu mi-ai spus că te urmăresc? E adevărat ce a spus? Da. Doar că ordinul era pentru Ioana, nu pentru tine. Am vrut să o fac să tacă, să nu depună mărturie împotriva mea. Bem ceva? Ce sărbătorim? Faptul că mi-ai salvat viața. Te duci tu la culcare, da? Mhm. Nu mai stai mult. Eu am plecat la somn. Noapte bună. Noapte bună. Să-l visez pe Andrei. Anca. Și mie îmi pare rău, da. Nu au nimic! Andrei! Nu au niciun cuvânt care începe cu L! Somn ușor. Pentru mine! Vlad? Nu, Liviu. Ce întretinești de la afacea? Nimic! Tocmai a ieșit Ioana și încercăm să conving să-l lase în pace pe Liviu. Sigur. Că-ți place ție, dar nu? Nu, ce ai? Cum ar putea să-mi placă de pălugă? Frate! Pe mine. Sunt irezistibil. Știam. I'm sexy and I'm nowhere. Faci mișto. Un pic. Am venit să te pup să spun noapte bună. Noapte bună. Pe bună? Bine. Noapte bună. When the night has come. Ești nebun. Hai să dorm. Cu siguranță o să dorm. Liviu, da? Liviu. Oh! Nu, mă, nu i-am dat lui șerșezi liber. Cum adică nu vine la mașină? Trebuia să vină de acum două ore. Păi du-te și tu, bate nu și tragi de geamul. Știu și eu ce-au făcut, poate doarme, poate au băut toată noaptea, mă întrebi mine. Adică ai fost și nu era acasă? Hai că te sun eu. Să rămâna, să trăiți. Și ai făcut, mă, nebunule, toată noaptea? Ce să fac? Am dormit neîntors, ce să fac? Șutățica, tot neîntoarsă? Eu știu, o fi dormit și ea neîntoarsă dacă s-o fi întors după unde a fost, după acolo. Adică vrei să-mi spui mie că tățica nu a dormit azi noapte acasă? De unde să știu, doamnă? Cum de unde să știi? Nu ești tu omul ei? Și să știi? Domnul ei, eu mai știu ce sunt, că parcă am nebunit de o vreme, vine, pleacă, se îmbracă ca o paparodă, ce mai știu ce sunt, cum sunt? Ce crezi că nu m-am prins, că i-ați dat o misiune secretă? I-ați pierdut urma cumva? Nu, nu. Doamnă, sigur? Sigur. Și atunci de ce vă roadeți unghiile când ziceți că nu? Ha? De stres.
Bă, ce faci, mă? Am treabă cu ea? Lasă-mă, uite, tastatura cu ei, bun, bă, eu ce fac fără tastatură? Băi, vreau, Marcele, sună repede la mascați. Hai, toată lumea, mobilizarea, mergi pe teren să recuperăm cu cineva. Hai, repede, echiparea, hai. It's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but lay off of my blue suede shoes. Well, you can knock me down, step in my face, slatter my name all over the place. And you can do anything that you wanna do, but honey, lay off of them shoes. And don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. Let's go, cat! Oh, walk it off! Deci, cum e? Ce? Prima dată când o faci. Amă, că mă simt penibil să te întreb de atâtea ori. Da, noi n-am mai discutat despre asta, că îmi impresia că e deja. Ba, da, am discutat, dar nici tu n-aveai, ca să zic așa, experiență. Pe o scară de la 1 la 10, cât de nașpa e? Mă, ca să știu și la ce să mă aștept. Despre ce vorbiți? Despre cât de nașpa e să... să plouă afară. Acum. Da, uite ce frumos e. Da. Dar e frumos, deci nu plouă. Hai la ore. Stai jos! Stai jos! Ați găsit-o? Nu. Capul meu! Ți-o bădură? Nu, șefa, spre picioare. Măcar ai aflat ceva? Ce? Marcel? Da. Tu ai cătușele la tine? Da. Pune-ți-le. De ce? Ești arestat. Ești întreagă? Îmi rup ceva? Stai, mă, cine... Ce s-a întâmplat aseară? Ce s-a întâmplat? Aseară? Ah, da, mi-aduc aminte. Ai fost minunată. Ai fost o zeiță, ce să zic. Dar făce niște zgomote foarte ciudate. Eu n-am mai zis la altă femeie așa ceva. Zici că era un zoo, zici că era un elefant. Stai, de asta nu mai am eu voce acum? Eu mă mir că mai ai. Mă, nu pot să cred. Hai, nu stai neștită că nu s-a întâmplat nimic. Ne-am bătat ca doi porci și am și dormit ca ei. Ce glume sunt astea? Dacă odată mai pui laba pe aia încurcată, cum ne-au zis, nu uita că am doi să-mi săra și am luat-o de la zero. Săracule. Intră! Ah, bună, mamă, ce faci?
Bine și eu. Tu? De ce îți bagi joc de tine? De asta ai venit? Nu. Am venit să întreb dacă mai pot avea încredere în tine sau nu. Mai poți. Vrei să te ajut cu ceva? Când o să am nevoie de ajutor, o să ți-l cer. Sigur e bine ce faci? Da, mamă, sigur e bine. Vreau să te mai vadă cineva. Păi, să intre. A zis că nu poate să vină aici, te așteaptă acasă. Ah, ok. Spune-mi tata că o să trec eu când pot, da? Hai, mai uite. Pa. Pa, pa. Vreau să înțeleg și eu ce se întâmplă cu voi. De ce să vă bateți acum când voi ar trebui să fiți uniți? Când ar trebui să vă concentrați, să luați bacul. La călăraș. Ești afară. Acum când se apropie concertul. După ce Raluca s-a chinuit să formeze trupa asta și vi se împlinește visul, voi alegeți să vă bateți? Cristi, Rafael, cine a început? Sara. Sara, tu n-ai minte? Dar n-am făcut nimic. Și atunci băieții ăștia de ce se bat? Păi de unde ești? Stați un pic, doamnă, Sara. Ai grijă ce spui, că te dau afară. Vă jur că tot ce spun acum spun din suflet. Dragi colegi, doamna profesoară, dragă Sara, aș vrea să-mi cer mii de scuze, scuze publice, dacă se poate. În special dumneavoastră, colegilor, ție. Și mie, băule, că mi-ai rupt tricou. Și plătești. Hei! Plătești. Asta a fost din dragoste și așa s-a ajuns. N-am vrut. Lăsați-mă să-mi cer scuze pentru cântec, dacă se poate. One love, Bob Marley. Bine. Am și dans. Nu e cine știe ce, dar am făcut. Dați-vă mai aici, un pic. One love, one heart, let's get together and feel alright. Hear the children crying, hear the children crying. Then give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Saying let's get together and feel alright. Whoa, whoa, whoa. Let them all pass on their dirty remarks. There is one question I really love to ask. Is there a place for the hopeless sinner who has heart of mankind just to save his own beliefs? One love, what about the one heart? Let's get together and feel alright. As it was in the beginning, so shall it be the end. Alright, give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Let's get together and feel alright. No, no, one more thing. Let's get together to fight this holy Armageddon. So when the man comes, there will be no, no doom. Pity on those whose chances grow thinner. There is no hiding place from the Father of creation. Băi, nu mai râdeți, mă. Gata.
Vă arunc pe geam și vă împușc ca boieburi. Ce aveți? Nimic. Ia duceți-vă și vă de geam. Dă-te jos după birou. Haide! Pătanțică, spune-mi un lucru. Ți-a zis doamna Crăciun că dacă refuzi misiunea asta, te dă afară din poliție? Nu. Nu? Și atunci de ce ai acceptat? Pentru că așa am vrut eu, e treaba mea. E treaba ta, așa da. Ai vrut tu? Bă, să știi că nu e numai treaba ta. Pentru că eu am dublă calitate. Aci, înțelegi, odată că sunt șeful tău aici în poliție și mai sunt și bărbatul tău acasă. Înțelegi, trebuie să mă consult, mă. Eu așa zic, că trebuie să mă consult și pe mine, să mă întreb dacă sunt de acord sau nu și știi ce spuneam eu? Că nu sunt de acord, nu. Ăsta era răspunsul meu. Dar cel mult spuneam că nu știu ce să zic. Băi, ascultă tu puțin aici. Eu n-am nevoie de acordul tău, ai înțeles? Nici acasă și mai ales nu la muncă. Eu îmi fac cariera așa cum vreau eu, să fie foarte clar. Parcă tu vorbeai, mă, pe vremuri să fim tot timpul în slujba cetățeanului. Gata, nu mai e valabil acum? Păi să fim în slujba cetățeanului, dar nu să înțelegi? Are și patriotismul ăsta o limită, mă. Las-o, că am muncit destul, săraca. Bă, banii care i-a luat pe misiune, poate vă face și vă o casă în tinerea. Ia termină, bă, cu proste, dă picioare. Gata, vezi. Terminat, gata. Nu sunt cine știe ce, frate, dar n-am ce să fac. Și eu că mă uit, nu pot să le-am pe toate, ce vrei să fac? Na, frate, sunt drăguț, carismatic, câteodată faci și glume și poate o să am și o bani. Ia uite aici, vezi? Se mănâncă două picături de apă, frate. Aici se mănâncă, suntem negri amândoi, dar acolo în oglindă este altă situație. Ai terminat sau nu? Da. Bun, fii atent, ascultă-mă. Deci, noi doi nu semănăm, n-am semănat și nici nu o să semănăm. Și știi de ce? Pentru că n-avem nimic în comun. Ce zici de asta? Ce? Ai înțeles? Da. Da, ai înțeles? Da. Da sau nu? Da. Păi, ești turc? Țigan. Deci eu nu știu țigănește, dar zic următorul lucru. Data viitoare când mă vezi, pe coridor, pe stradă, unde vrei tu, treci strada, treci coridorul, închizi ochii, nu mă mai vezi pe scurt, da? Ok? Da. Bine? Da. Și nu mă mai enerva, că îmi pierd vocea și mai tare, please. Pese. Ce? Când te enervezi, mă fac să te plac și mai tare. Ai stricat-o tot cu nervii ăștia. Chiar nu cred că am ce să fac. Tu ai mai multe șanse. Cred că tu ar trebui să vorbești cu el. Îmi pare rău. Și pentru el, și pentru concert. Ia spune-ne și nouă, Tănțico, că suntem curioși. Cum ai procedat tu când erai sub acoperire cu tiristul? Erai toată acoperită? Da, mă, eram fantomă, boule. Eram acoperită toată. Aha. Dar ai strâns și tu ceva banii să-ți faci un cont în Elveția, nu? Ca tot. Măi, păstrăzi-i falul mă ta ca vou, sau ție. Da, mulțumesc. Drept! Ce faci, mă, râs de mine? Nu de procuror. Dar de ce? De Tănțica. Se pare cum? Un pic așa. Bă, tu ești bun? Cum ordonați dumneavoastră, domn procuror. Ești bun, mă. Am înțeles să trăiți. Ca și toți colegii tăi. Așa este să trăiți. Spuneți-mă și voi, așa este să trăiți. Am înțeles să trăiți. Agentul Cercel, ridică-te-și. S-a infiltrat într-o rețea de prostituție și cu ajutorul ei l-am prins pe polițistul care ne încurca nouă lucruri. De fapt, un coleg de-al vostru. Agentul Cercel ne-a demonstrat încă o dată că a meritat să o primim în rândurile noastre. Nu ne-a dezamăgit. A dat dovadă de curaj, de abnegație și pentru asta merită tot respectul vostru. Să trăiți! Să trăiți! Bine! Procuror,
Mulțumesc pentru asta cu... cu respectul. A fost... Da, o să fiu avansată? Păi, te-am propus pentru chestia asta. Așa și cu banii, cum o să... Păi, conform gradului. Adică, clar, o să fie mai mulți. Da, sigur. Așa, dar pe momentul ăsta, așa, pentru nimic, așa, o prima, un bonus... E, asta întreb-o pe șefa ta. Șefa, dar eu pentru misiunea asta, acum, încheiată cu succese, nu primești eu o primă, o ceva? Adică, eu am vorbit la minister. Așa? Și am propus o sumă de bani. Dar mi s-a spus că e situația care este, că e criză, nu-s bani, și atunci ori spus că să-ți dea măcar niște bonuri de masă, cam dublu față de cât aveai. Cam dublu mă și bucur. Ce să mai... să pun mâna la cineva la minister? De la portar la ministru? Încă ceva. Azi ești liberă. Mamă, da, ce bine. Da. Genel, poți să-mi explici și mie ce se întâmplă? Ce se întâmplă, doamna? Fără să țit! Nu pot, Rafaele, vino-mă încoa. Vino-mă, băiatul, încoa. Deci băiatul ăsta, săracul de el, a muncit o zi întreagă la coreografia asta și la piesa asta. Nu prea reușită, dar a reușit. Și sincer îl înțeleg, pentru că el chiar o iubește pe Sara. Și un băiat când iubește mult, e luat de prost. Pot să zic și eu ceva? Dacă ne ieși acum la mișto, mai bine lasă-ne. Nu, Rafael, vino puțin. Încearcă să respecti mai mulți fetele. Cum, bă, s-o respect? Cum s-o respect? Că o iubesc? Dă-l dracu de respect, că o iubesc! Nu înțelegi? Înțeleg că o iubești, dar da. Dacă ea ți-a spus nu... De un milion de ori. Da? Înseamnă că e nu. Ce mamă, eu nu mai suport, deci nu mai suport, gata! Deci fetele rămân acolo, băieți aici! Hai, gata! E bine aici? Ia, stați așa un pic, cred că am eu o soluție cum să împăcăm lucrurile. Eu v-am spus de 100.000 de ori. De 100.000 de ori că trebuie, dacă vreți să fiți buni, dacă vreți să fiți buni, trebuie să lucrați, să munciți foarte, foarte mult. Să rupiți sufletul, să scoateți totul de aici. Aici trebuie să fie așa, aici. Să fiți disciplinați, să fiți soldați, să munciți mult, 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 să rupeți parchetul ăsta așa cu gura, cu dinții, să-l rupeți. De câte ori pot să spun același lucru? Sunteți leniși! Trebuie să fiți sacrificați! Să fiți sacrificați! Ei bine, mă rog, Arta, nici ai să te sacrifici! Mă, scuz că am întârziat, Tom. Uite, poftim! Asta se numește lipsa de profesionalism! Nu se întârzie la repetiție, nu se întârzie! Hai, treci acolo, mai repede! Nu mai pot să vă mai repet același lucru. Hai, aliniați-vă, faceți două linii și repetăm ceva, vă arăt ceva. Așa, faceți după mine, Monica și Andrada. Voi cântați? Play. She leads a lonely life. She leads a lonely life. When she woke up, breathe in the morning light, and the day had just begun. She opened up her eyes and thought, oh, what a morning. It's not a day for war, it's a day for catching time. Just lying on the beach and having fun. She's going to get ya. All that she wants is a little baby. She's gone tomorrow, boy. All that she wants is a little baby. All that she wants is a little baby. She's gone tomorrow, boy. All that she wants is a little baby. Yeah. All that she wants is a little baby. She's gone tomorrow, boy. All that she wants is a little baby. All that she wants is a little baby. She's gone tomorrow, boy. All that she wants is a little baby.
O să vii la concertul de la Sala Palatului. O să fii alături de colegii tăi la cel mai important concert din viața voastră. Tu ai început asta. Locul tău e pe scenă alături de ei. O să fiu acolo. Vă promit. Ce faci? Unde tragi așa de mine? Surpriză! Ce surpriză? Păi dacă e surpriză, cum să spun surpriză? Că altfel nu mai e surpriză. Sper că nu se ceartă iar. Ce, știi ceva ce nu știu eu? Da, știu. Și este secret. Și dacă îți spun asta, înseamnă că o să trebuiască să te omor. Ah, și cum ai de gând să faci asta? Nu ne mai vedem o lună sau ce? Nu, pentru că asta înseamnă că o să trebuiască să mă pedepsesc și pe mine și nu-mi doresc, pentru că nu merit. Deci ai secrete față de mine? Nu. Ah. Nu. Nu, bine, gata. Nu se chiar, nu-mi secrete. Nu, 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 oricum nu vreau să știu. Chiar nu vreau să știu, dar m-am întrebat. Gata, spun. Dar nu vreau să știu. Spun. Mamă, ce știi să ții un secret. Haide, zic. Cred că Sofia s-a hotărât să meargă la Next Level cu Bubu. Adică să joace Monopoly împreună. Adică să facă... Am înțeles. Dar crezi, deci nu e sigur, deci... Cred și... De fapt, mă plimbam prin școală și le-am văzut pe Ioana și pe Sofia cum șușoteau pe la colțuri. Și când m-am apropiat de ele, au dat pauză. Și despre ce altceva puteau să vorbească decât despre Monopoly? Deci? Am înțeles. De fapt, știi ce am înțeles? Că ți place să tragi cu urechea pe la colțuri. Nu, de fapt, știi ce am mai înțeles? Că știi să ții un secret. De fapt, nu, știi să ții foarte bine un secret. De ce ești așa? Că tu m-ai obligat să zic. Haide! Bine. Ce zici de asta? Noi doi, diseară, la un film. Adică? Adică la cinema. Nu știu, mă mai gândesc. Bine, vin. Ce dai? Deci ce dai? Desene? Da. Ai vorbit cu oamenii? Da. E pregătit totul. Când vrei, mergem la Medjidie. La ce-i la Medjidie? Vie, Titi. La Medjidie e o zonă viticolă, să face vin bun. Ăla e drumul spre Constanța, mă. O, tu spui mie de drumul spre Constanța, eu din Slobozia. Pe drumul nou scoateți turistele, am înțeles. Ce, Titi, vrei să mergi cu Desene la Medjidie? Da, normal. Eu nu vreau, mă. Eu vreau să rămâi aici, că am nevoie să rămâi aici. Uite, acum, spre exemplu, am nevoie să te duci să mergi o șampanie rece. Da, șef. Ca gheață. Și repede. După ce terminăm cu Dragoslav, mă scap de ăsta, da? Sigur, nu mai ai nevoie de el? Te îndoiești de mine? Niciodată, șef. Ție parcă nu-ți plăceau lumânările parfumate. Și în continuare nu-mi plac. Și romantismul ți se mai pare o chestie depășită? A, da. Păi și atunci ce căutăm în locul ăsta pe care tu l-ai ales? Bobo, dacă nu-ți place, putem pleca chiar acum. Nu, stai puțin, că n-ai înțeles. Mie îmi place. Problema e că ție nu-ți place. Și nu înțeleg de ce ai ales locul ăsta. Bine, mâncăm. De ce? Că se răcește? Nu, dar mai urmează ceva. Ce? Desert. Auzi? Ție-ți pare rău că se termină liceu? Chiar vrei să vorbim despre asta? Mie mi se pare că o să se schimbe tot. De ce trebuie să se schimbe chiar tot? De fi tu ce ai? Nimic. Sper că ești cam melancolic azi.
Nu sunt melancolic. Sunt îndrăgostit. Te iubesc. Mult. Nevio, hai să nu grăbim lucrurile și să le lăsăm să meargă de la tine. Nu le grăbim cu nimic. M-am îndrăgostit de tine, te iubesc. M-ai adus la hotel? Da. Ești sigură? Nu. Hai, du-te și ia cheia, că mi-e rușine. Da. Nu mă întreb ce cameră? Nu, mă descurc, În dragoste, mă descurc. La ce cameră e? Înțelegi? Încerc. De fapt, ție ți-e greu să accepți faptul că ești homosexual. Nu, n-ai înțeles. Eu nu sunt homosexual. Mie îmi plac bărbații. Atenție! Bărbații frumoși. Dar nu am făcut absolut niciodată chestia aia. Niciodată. Da, pentru că n-ai ajuns încă să-ți recunoști identitatea sexuală. De fapt, tu îmi recomand să ce? Să încerc o astfel de relație? Nu, eu îți recomand să faci ceea ce simți. Doar ceea ce simți.
Da, și cariera mea ar fi distrusă. Ascultă-mă, tu mi-ai zis că a apărut o poză cu tine și cu doi tineri care... Da, o poză contrafăcută. Dar nu asta e relevant. Contează să nu fie făcută publică. Și? Dacă ar fi făcută publică, ce? Ar fi foarte grav. Nu cred că te-ar da nimeni afară din învățământ, pentru că asta ar fi discriminare. Da, dar viața mea ar fi un calvar. Ascultă-mă, viața ta va fi cum decizi tu că vrei să fie. Da? Sărămâna, Zina. Bună, ce faci? Ai venit să mă vezi pe mine? Ne omoară sora mea pe amândoi. Nu, e prea ocupată cu altceva, să se împace cu fostul soț. De altceva am venit. Poți să iau loc? Păi, ia loc, dar nu să-ți dai așa de închișoarele. Mersi. Ia zi. Am venit să vorbim despre Bogdan. Și mai e de vorbit, măi. Un vagabond și un drogat care nici bine nu o să iasă din spital că își primește pedeapsă. Nu cred că e chiar așa. Dar cum e? Eu zic că băiatul ăsta e nevinovat. Da, băi, ăsta e efectul etnobotanicilor. Distrug neuronii și băiatul nu-și mai amintește nimic. Așa, și tu ce propui? Ar fi o metodă să încerc să obțin o mărturie de la el. Zic. Nu e cea mai simplă, dar sunt sigur că dacă îl hipnotizez, putem afla ce s-a întâmplat. Dacă stau să mă gândesc bine, rău n-are ce să-i facă. Și oricum n-ai nevoie de aprobarea mea. Pe nu am nevoie de ajutorul tău. Aș vrea să înregistrez mărturia lui și n-am o cameră. Ah, deci ai idei bune, dar n-ai logistică. Așa să te întâmpli în țara ta și să faci. Dar te ajut. Mă ajut? Te iubesc. Eu de sigur ești? 100%. Dacă nu-i așa, îmi tai mâna asta cu un pomos. Și care-i plan? Le așteaptă o mașină la Megidia, le ia și le trece pe-n port pe la Constanța. Da. Deci, le ia pe Dunăre și ajung la Belgrad. Bine, hai că mă grăbesc, Gica, am o treabă. Salut, Vasile. Dacă se întâmplă ceva, îmi dai un telefon, da? Da. Salut, salut, salut. Și zi așa, ai fost infiltrat la Johnny, sub acoperire, a? Pe ce să faci? Și mie de ce nu ai spus? Păi te-ai ajutat cu ceva. Păi poate mă purtam și eu altfel, cu tine, nu? Mai frumos? Păi da, nu te mai primeam în casă. Stătești tu mai lejer într-o gazdă, așa am zis că n-ai bani. Hai că a fost frumos. Dintr-un punct de vedere, al tău, nu? Dacă ați venit să vorbim despre Andrei, pare rău, chiar am foarte mult. Băi, Ioana, stai să vezi ce vrea să-ți spună, că poate-i de bine. Ce mai e nici treabă, că-ți iau eu astea. Exact, exact despre asta voiam să vorbim. Andrei o să vină la concert. Cum? Da. O să vină la concert. A vorbit cu Raluca, i-a promis că o să vină și, mă rog, m-a rugat să vă transmit. Nu știu exact ce au discutat și așa că... Deci Andrei vine la concert? Nu glumiți, domn profesor, nu? Ți se pare ție că sunt un timp glumeț? Nu. Mă scuzați, n-am vrut să vă jignesc. chiar sunt glumeț și a fost o glumă. Uite și asta, vezi? Te-am prins. Nu, eu glumesc tot timpul și acasă mă uit în oglindă și... Fac așa câte o glumă și râd singur. Deci Andrei vine la concert. Ți-am zis? Ți-am zis că vine? Nu m-ai crezut. Sâc, sâc, sâc. Ești gata? Pentru? Pentru să plece fetele. Deja?
Am aranjat tot. Te așteaptă prietenul meu, Dragoslav la Stamura Moraviță. De azi, într-o săptămână, trebuie să pleci. Păi da, da... Da, da, ce? Nu e nimic mai important decât chestia asta. Am înțeles.